astăzi este doamna doctor Laura Bârdeanu, este medic de psihiatrie pediatrică. Bine ați venit în emisiunea noastră și mi-am propus ca temă de discuție nu numai stresul de la care vom porni, dar și violența, anxietatea, tulburările pe care un om începe să le aibă, cred că poate și din prima parte a vieții. Așadar, pentru că stresul este o constantă care ne mănâncă zilele, să zic așa, în ghilimele, haideți să vorbim despre acest aspect, având în vedere că de dimineața până seara, cred că nu este zi în care să nu ne stresăm măcar un minut. Îmi venea ideea că primul moment stresant din viața noastră este momentul nașterii, când copilul trece prin canalul de naștere. Într-adevăr, nu există niciun moment al zilei în care să nu ne stresăm. Din punct de vedere patologic sau din punct de vedere al psihiatriei, că este psihiatria adultului, că este vorba de psihiatria copilului, ne afectează stresul cronic. Stresul cronic și susținut de lungă durată, de mare intensitate, momentele stresante din viața noastră sunt momente naturale și chiar ne salvează viața la un moment dat. Un exemplu să înțeleagă toată lumea, în momentul când depășim o coloană de mașini. Da? Dacă nu am fi stresat și n-am avea niște anxietăți, am putea să stăm mai mult pe contrasens, nu să revenim imediat. Mă refer la cei care gândesc normal vis-a-vis de șofat. În altă ordine de idei, de fiecare dată când ieșim din casă, suntem supuși pericolelor. Dacă nu am fi un pic stresați, nu ne-ar păsa de, nu am avea instinctul de conservare, instinctul de apărare. Deci, în limite cât de cât normale, stresul este chiar binevenit, să înțeleg. Chiar bine, dar există, să nu ajungem la acel stres cronic despre care vorbeați și aș vrea să ne spuneți când apare, când știm că suntem într-o astfel de situație de stres cronic. Știm cu siguranță că suntem stresați în momentul când suntem stresați. Dacă acest stres se prelungește, ce aș numi eu stres cronic? O presiune care planează asupra noastră mai multe ore sau mai multe minute din zi, zeci de minute, care se repetă în fiecare zi. Mai exact aș putea să dau un exemplu. Dacă mergem la servici și avem un șef nervos, supărat. Ai noștri sunt nervoși? Nu, ai noștri sunt nervoși. E normal că odată te duci cu stres, nici nu dormi noaptea bine, pentru că a doua zi trebuie să te duci la servici. Și nu este numai a doua zi, și a treia și 50 de ani de atunci încolo. Deja se naște o anxietate până la urmă. O anxietate și stresul prelungit și cronic despre care vorbeam ne duce la depresie, ne duce la scăderea imunității, de acolo, de la scăderea imunității se prinde noi toate bolile pământului, că toată lumea se întreabă, dar de ce atâta boli, dar de ce sunt din ce în ce mai grave, dar de ce sunt de la vârste mai tinere. Normal că, indiferent de momentul din viață, că suntem tineri, că suntem copii, că suntem adulți sau vârstnici, suntem supuși acelui stres. Fiecare cu, în funcție de situația cea mai frecventă din viața lui. Când suntem mici, este stresul școlii. Când suntem adult tânăr, este stresul carierei, că trebuie să facem o performanță. Când suntem părinți, este avem stresul familiei, al pensiei și așa că mai trebuie departe. Să ducem lucrurile mai departe și într-un mod benefic pentru cei pe care îi avem în grijă. Când suntem bătrâni, este stresul bătrâneții, al bolilor, al banilor insuficienți și așa mai departe. Deci nicio vârstă nu este scutită de acest stres despre care vorbim. Putem să îl combatem prin autocontrol? Adică este una din variantele care, dacă am adopta-o, ar da și rezultate? Da. Trebuie să precizăm înainte că nu toată lumea reacționează la fel la un stresor. Fiecare, în funcție de mecanismele lui de apărare împotriva stresului, poate gestiona sau nu poate gestiona aceste momente despre care vorbim.
Mecanismele de apărare sunt multiple și fiecare cred că ne și naștem cu ele sau le mai învățăm pe parcurs. Din ce se poate învăța, trebuie să fie învățate într-un mod academic organizat, dacă nu le avem prin naștere. Adică pozitivii, cei care văd întotdeauna partea plină a paharului, sunt beneficiarii unor mecanisme naturale de apărare împotriva stresului. Acest lucru se poate cultiva de-a lungul vremii, dar îți trebuie un guru, să spunem, care să te învețe să vezi partea plină a paharului. Să mai anunț telespectatorii noștri că, iată, este un număr afișat pe ecran la care dumneavoastră puteți trimite SMS cu întrebările pe care ați vrea să le adresați doamnei doctor Laura Bărdeanu, care este medic de psihiatrie pediatrică. Vorbind de stres și rămânând un pic în această sferă, spuneți-mi de ce atât de mulți copii, pentru că aici este sfera dumneavoastră de activitate, tot mai mulți copii bolnavi, tot mai mulți copii cu boli care, de care acum un deceniu sau poate două nici măcar nu putea fi vorba. Cum spuneam, fiecare vârstă are stresurile ei. Normal că sunt stresați copiii pentru că sunt supuși unor presiuni externe, presiuni din mediul exterior foarte mari, mai mari decât capacitatea lor de a se adapta. Și mă refer aici la anxietățile legate de colectivitate. Primul semn de alarmă sau primul semnal pe care un copil îl dă vis-a-vis de momentele traumatizante din viața lui sunt atunci când îl includem în colectivitate. Este un stres foarte mare pentru că micuțul este obișnuit să fie cu familia lui, cu oamenii acolo care se simte în siguranță, că îl protejează, sigur că da, și dintr-o dată pleacă din mediul lui securizat, care este acasă sau acasă la bunici sau acasă la părinți, n-are importanță, acolo unde a crescut, și merge într-un loc necunoscut unde sunt, să zicem, 20, nu știu câți copii sunt într-o grupă de grădință. O doamnă pe care nu o cunoaște. O doamnă pe care nu o cunoaște. O mâncare pe care poate nu o servește chiar așa. Și așa copiii nu prea mănâncă foarte mult, asta n-ar fi o problemă. Problema e că îi și obligă uneori să mănânce. Dar mai și mai dorm acolo? Acolo este problema. Pentru că dacă atunci când suntem treji mai putem avea controlul asupra ceea ce ni se întâmplă, în momentul când mergem la culcare într-un loc în care nu ne simțim în siguranță, anxietatea cred că se triplează. Și ce metode ar fi pentru acești copii, având în vedere că, iată, nu suntem la multă distanță de începerea anului școlar, preșcolar, și tot mai mulți părinți și-au retras copiii de la grădinițe, de la cămine, încearcă să integreze într-un alt loc. Care ar fi sfaturile dumneavoastră? Adică să știți că doamnele educatoare merg pe ideea de a-i lăsa din primele zile să doarmă acolo. Și se spune așa, că dacă celelalte generații, mă rog, s-a mers și s-au obișnuit așa, asta ar fi singura soluție. Că cu cât te răgănezi această desprindere, cu atât și pentru el este mai grea. Bine, tot așa nu există aceea soluție pentru toată lumea, pentru că sunt copii cu personalități diferite, cu sensibilități diferite. Cel mai bine ar fi ca un copil să meargă într-o colectivitate cunoscută dinainte. Am înțeles că se și înscriu la grădinițele din teritoriul sau din apropierea locuinței. De pe raza, da. De pe raza locuinței, da. Cu un an înainte. Ar trebui ca toți părinții care au copii să viziteze grădinița, să meargă în același parc, copiii să se cunoască, să o cunoască și pe doamnă. Ar fi situații ideale. Nu știu dacă este posibil de pus în practică, dar din punctul meu de vedere asta nimic nu este metodele. Imposibil dacă vrem să facem ceva bun și trebuie să ne străduim să o facem, pentru că este
pentru viitorul nostru, ei sunt viitorul nostru. Cum ne dăm seama că deja un copil este anxios și să nu ne referim numai la preșcolar, chiar și la școlar? Și la școlar, pentru că am înțeles urma că, să da, îi visăcăm pe fiecare în da, patru. Da, am înțeles că și la grupa 0, cei care vin de la grădii nu se obișnuiesc așa de repede, plâng în bancă. Chiar dacă vin împreună cu toții, este o altă doamnă și o altă problemă. O altă locație. Altă locație, alte pretenții, alte reguli și așa mai departe. Și cum ne dăm seama acasă? Ce face un copil care are o asemenea anxietate? Ca să plecăm de la grupa mică, cum ar veni, că pe urmă vom ajunge și la noi adulții, că poate măcar o dată în viață am suferit un moment anxios, să zic, ne-a nemulțumit pe noi ceva anume. Dar la copii cum ne dăm seama? E firesc, își schimbă comportamentul, totul e să luăm în seamă pe copil, că toată lumea... Devină mai cum, mai agresiv, mai agitat? Irascibil, nimic nu-i convine, orice ei face, nu îi intri în voie. Este plângăcios, vedem că nu mai mănâncă la fel de bine, nu mai doarme la fel de bine și primul semn de gravitate este atunci când trebuie să meargă la baie. Părinții interpretează la modul copilul tărăgânează să plece de acasă și hai să mă mai duc o dată de două ori la baie. E bine, nu este adevărat, sunt fenomene vegetative pe stres și nouă adulților ni se întâmplă, probabil cei care ne ascultă au trecut prin așa ceva. În momentul când suntem foarte stresați, avem senzația că trebuie, și nu numai senzația, trebuie să mergem automat la toaletă. Și copiii fac același lucru, dar părinții cred că copilul îi șantajează un pic cu această chestiune și nu îl ia în seamă. După mai multe episoade de acest gen, se gândește câte un părinte să ceară ajutorul specialistului sau audă că nu este în regulă cu copilul ceva. Deci și la preșcolar și la grupa mică, dacă ne referim la această grupă de vârstă, deci primul semn, ni l-ați spus, dar primul pericol trebuie eliminat, deci cu ajutorul specialistului. Da, pentru că trebuie gestionată situația în mod profesionist. Nu știi ce se întâmplă și mai ales că vin destul de târziu. Îi duc la grădiniță, îi duc la creșă, îi duc la școală aproape forțat, în speranța că se acomodează. Vor trece vreo două săptămâni și se acomodează. Da. Ei bine, dacă nu se acomodează în primele 3-4 zile, foarte greu gestionează după aceea, pentru că acela devine un stresor cronic. Și dacă îl retragi, ce, sau cum, ce poți să mai procedezi? De multe ori este... Sau îl muți la altă locație, sau cum? Cei care s-au retras, de obicei, se amână cu un an până facem lucrurile de care vă spuneam. Părinții sunt informați că trebuie să treacă prin aceste etape de a cunoaște mediul copilul înainte și apoi este dus. Poate la o altă grădiniță să se adapteze de prima dată. Am avut situația cu copilul fetița unor prieteni care nu a fost chip să o ducă la o anumită grădiniță și anul următor, când a mers la grădii, a fost încântată. Bine, au schimbat și orașul și grădinița și pe toată lumea. Dar de asta spun, nu știm să dăm pronosticuri, pentru că toți copiii reacționează diferit la stresori. Trecem de la stres la violență, pentru că până la urmă, iată, te duce, exact cum spuneați că copiii devin agitați, așa și adulții devin agitați și m-am uitat așa, am aruncat un ochi pe o statistică în România și în Gorj, numărul cazurilor de violență în familie, în școli, este exagerat de mare. Spuneți-mi aici cum se poate, nu zic combate, că nu există, dar se poate aplana această situație plecând tot de la această vârstă fragedă, că până la urmă totul ține de educație. Păi să ne gândim numai la ce desene, că sunteți părinte de copil micuț. Cred că eu nu trebuie se uită să spun, încă să fiu și sinceră, că al meu chiar nu se acomodează, da. Mă gândeam la desenele pe care le văd ei la televizor, la jocurile pe calculator, la filmele și chiar și filmele de acțiune pentru adulți. Sunt îngrozitor de violente. Totul este numai o bătaie, împușcături, mașini.
Și dacă stai să te gândești, părinte, e de bună credință că atunci când ai drumul pe un canal TV, te gândești, măi, uite, nu spun care este, dar gândul te duce că sunt create special pentru acea vârstă. De exemplu, ca să iau exemplul lui bebele meu, îi plăcea un anume program pentru bebeluși. La un moment dat, când vedea un robot, se isteriza. Deci el nu știa prea multe să spună, să vorbească, dar vedeai prin manifestări că e îngrozit. Așa că s-a eliminat. Da, asta spuneam, copilul schimbă comportamentul imediat și trebuie să-l urmărim. Ce creează violența, tendința spre violență de la vârste mici? Toată lumea se bate, toată lumea se înjură, toată lumea, cum spuneam, chiar de la ce? Televizor. Să întrebăm și asta, de ce a ajuns lumea așa de rea? Întrebare fără răspuns, va trebui să întrebăm lumea. O fi fost lumea. Așa tot timpul și nu știm noi sau n-am fost poate că suficient poate de informați? Nu, suntem din ce în ce mai puțin toleranți unii față de ceilalți, mai puțin toleranți și cu copiii, nu mai avem răbdare, bine că și ei au o energie care te scot din minți și de multe ori te întreb, Doamne, Dumnezeule, ce ori face unii care au 3-4 acasă, totul se schimbă. Trebuie să ne adaptăm cu toții. Dar n-ar trebui generația mea, a dumneavoastră, aceasta, să fie altfel, ținând cont că părinții noștri poate ne-au crescut mult mai greu, ne-au crescut fără Pampers, ne-au crescut fără, știu eu, lapte praf sau, mă rog, lapte praf era pe vremea. Lucrurile acestea nu sunt rele. Poate fără căldură, fără lumină. Da, confortul creează totuși niște beneficii în viața noastră și este bine că îl avem. Partea negativă a societății, a vieții pe care o avem acum este că suntem într-o continuă alergare, într-o continuă viteză, nu mai avem răbdare nici cu noi înșine, dar minte cu copiii noștri și îi lăsăm să se dezvolte la voia întâmplării. Nu toți copiii se nasc cu potențial de a se autodepăși, de a se autoeduca, de a evolua fără să intervenim noi și atunci pentru cealaltă categorie care nu au această disponibilitate de la naștere este bine să îi canalizăm noi pentru că îi învață prin imitație. Dacă nu au model de urmat, normal că se formează și ei cum văd în colectivitatea în care îi ducem, dacă nu o selectăm corect, în mediul de afară unde se joacă, nu se mai joacă foarte mult, am văzut, copiii sunt din ce în ce mai mult în interiorul locuințelor decât la joacă și stau foarte mult pe calculator și la jocuri care, așa cum spuneam mai devreme, agresive și care nu dezvoltă inteligența, ci eventual poate un pic motricitatea, cu cât butonează mai repede, cu atât câștigă ei punctele acolo, Dumnezeu știe ce înțeleg din jocurile acelea. Ce ar trebui ca părinți să facem să avem copii sănătoși și sănătoși mental în societatea noastră? Ar trebui întâi să fim noi ca părinți foarte echilibrați. Am văzut copiii familiilor foarte echilibrate, cunosc câteva cupluri la care copiii sunt perfecți, fără să facă ei foarte mult efort, ci doar să se poarte natural și atunci copilul este la fel de echilibrat ca și familia. Așa spuneau cei care m-au învățat pe mine psihiatrie, că un copil reflectă ceea ce se întâmplă în familia respectivă sau comportamentul copilului este oglinda familiei și atunci degeaba încerci, eu de multe ori tratez copilul ca să suporte familia, adică îl tratez într-un fel antistres. Dacă lucrurile nu pot fi schimbate, atunci măcar să vin cu o metodă de protecție, fie ea și chimică. Există pastile care ne ajută să ne ferim de stres. Și asta spuneam, dacă lucrurile nu se îndreaptă de la bază, sine, și da. De la sine nu se îndreaptă niciodată, dar trebuie să fim foarte conștienți când ne asumăm, mie mi se pare un risc pe care puțin ar trebui să și-l asume, de a aduce pe lumea un copil. Poate că spun o prostie din punctul unora de vedere, dar îmi asum ceea ce spun. Am văzut foarte multe cupluri care, dacă mi-ar fi cerut vreodată voie, nu ar fi trebuit să se reproducă.
Bine, toată lumea își dorește, dar exact ca orice job pe lumea asta, nu poți să fii Și eu o mi-aș mamă dori un perfectă avion, dar dacă dacă nu știu nu să-l te pilotez. chinui să fii. Spuneați că el reflectă oglinda familiei, copilul, și eu vă întreb, eu spun cărțile, învățați, da, sigur că da. Dar oare și în societatea aceasta în care copiii sunt crescuți de bone și automat ei iau comportamentul omului cu care stau 8 ore în lipsa părinților sau comportamentul celor de la instituția unde l-ai dus, creșă, grădiniță sau pe urmă școală after school, să nu uităm că și cei care au vârsta de peste 7 ani nu merg imediat acasă. Unii sunt înscriși la after school, da, și mai merg 4 ore și acolo. Și atunci întreb cât timp ar trebui părinții să rezerve unui copil ca să fie până la urmă și oglinda familiei. Ați început cu bonele. Ar fi foarte bine ca un copil să aibă o bonă, o bonă cu școală de bone, echilibrată, care să-l stimuleze. Că, de fapt, asta este secretul la vârstă mică. Cât interacționezi mai bine cu copilul, cu atât copilul se va dezvolta mai frumos și mai bine. Interacționat cu copilul nu înseamnă că îl pui în pătut și tu te duci să gătești. Și mai te duci din când în când și mai arunci ochii să vezi, a dormit, îl mai învelim sau așa mai departe. Mai spui un cântecel, mai intri în personajele pe care el și le dorește. Sigur să că fie. Da, există anumite jocuri care dezvoltă anumite părți ale creierului și care trebuie să aplicate într-un mod corect, într-o anumită perioadă de timp și așa mai departe. Deci asta înseamnă stimulare profesionistă. Cele care ar trebui să facă școala de bănă trebuie să facă un modul de genul ăsta, gen modulele pedagogice, să poată să știe cumpărăm copilului tot felul de jocuri. Cred că în provincie e mai greu să găsești așa ceva, pentru că știți ce se caută. Se caută și menajeră în același timp, să fie și bonă, să-ți facă și mâncare, să-ți facă de toate. Facă și freza, cel dacă... puțin, da. Eu cunosc numai astfel de bone. Da. Nu. Bonă trebuie să se ocupe tot timpul cât este angajată numai de copil. Dacă pe mai ce criterii? Și... Că dumneavoastră oricum vă vin foarte mulți pacienți. Pe ce criterii își ia o familie bună? E vorba de bani, să fie pe bani puțini și să facă multe? Sau pe o sumă mai mare și să știe să îi mai învețe copilul și o limbă străină? Sau mai știu ce? Trebuie să spun că nu m-a întrebat nimeni cum trebuie să fie bună, dar bănuiesc că toate bonele... E în premieră întrebarea. Da. Da. Ar trebui să aibă un CV, o pregătire, o curiculă de pregătire. Da, în provincie se merge pe recomandări. Da, pe recomandări, dar de unde știu eu? Mamă, plecat 8 ore la serviciu, ce se întâmplă, ce face bona aceea cu copilul meu? Poate să îi dau un somnifer și să doarmă până vine acasă mama. Uite, avem și un prim SMS. Când știm că trebuie să mergem cu copilul la psiholog și când la psihiatru? Iată, să facem și o delimitare a celor două. Nu există tot așa o regulă foarte... În momentul când... am putea spune, trebuie să mergem la psiholog atunci când vrem să facem prevenție. Când... Așa cum discutăm acum, cum trebuie să fie o bonă sau, uite, mă duc la psiholog cu bona pe care vreau să o angajez, să-i fac o testare, să vedem ea este aptă pentru această meserie de bonă sau... Bine, dar poate să vină la tine să spună, eu n-am mai crescut copii, fac menaj, dar mă pot ocupa și de asta. Ce faci? Ești constrâns de împrejurări, ai serviciu, poate ai și ture de noapte. Ce faci în momentul ăsta? Ce face un român? Un român îl duce la bunica pe copil și dacă a are bunica sau dacă are e localitatea bunica, respectivă. Da? Sau dacă este aproape. Nu este tot așa, dacă bunica are 70 de ani săraca, nu mai are răbdare, nu mai știa să stimuleze copilul, îl crește cu drag, cu iubire, cu ceea ce contează foarte mult pentru un copil, dar nu mai poate avea responsabilitățile acelea. Nu mai poate avea, certe. Poate să fie bolnavă și să tragă de ea și tot să audă copilul, vai ce bolnavă sunt, vai când o să mor. Ceea ce se întâmplă foarte des, aud la cabinet la copiii care vin cu bunica. Când o să mor eu, ce o să facă? Normal că asta creează anxietate copilului. Deci trebuie să fie
cum spuneam, o persoană destul de aptă să facă acest lucru. Așa cum spuneam că nu toată lumea ar trebui să aducă copii pe lume dacă nu știe ce să facă cu ei, la fel și cu bonele, nu? Putem să încredințăm copilul care este viitorul nostru unei persoane care habar n-are ce face acolo. A, că a crescut ea niște copii și ei n-au nicio performanță în viață, nu înseamnă că a fost un părinte exemplar. Da. Spuneți-mi dacă numărul celor care se adresează medicilor de psihiatrie pediatrică... N-am răspuns, scuzați, spuneam că mergem la psiholog să... Facem prevenție. Facem prevenție, mergem la psihiatru să facem tratament. Deja când lucrurile au scăpat de sub control, boala s-a instalat, boala, că boala psihică până se, la copii este mai puțin frecventă, tulburarea. Când lucrurile au scăpat de sub control și există o tulburare, ce înseamnă că este tulburare? Când durează mai mult de 2 săptămâni. Deci orice tulburare psihiatrică are niște criterii pentru diagnostic. Criteriile comune la toate patologiile sunt: trebuie să dureze mai mult de 2 săptămâni, să fie aproape zilnic sau în cea mai mare parte a timpului și să interacționeze cu funcționarea noastră. Neavând aceste criterii, nu putem să punem un diagnostic de tulburare psihiatrică. Pe urmă, fiecare tulburare în parte are criteriile ei specifice. Venim în momentul când apar aceste lucruri. Copilul este disfuncțional, durează de mult, nu mi s-a întâmplat decât foarte rar, cred că am, nu știu cât, vreo 10, 11, 12 ani de carieră, să vină mulțumesc. Cineva, mulțumesc frumos, cu copilul, de 2 săptămâni copilul meu îi se întâmplă asta. Nu, vin de 2 luni. Nu, de 2 ani. De sau 2 ani. De, am, cum vin cu enurezisul. Enurezisul, adică copilul face pipi în pat, este o tulburare care se tratează de la 4 ani. Nu o să mă credeți, dar am avut cazuri de 17 ani, de copil de 17 ani, care au tot așteptat că se va rezolva. A fost cel mai mare, că era încadrat la copii, da. Dar de la 17 ani, 16, 15, 12... Când practic îi perturbă întreaga adolescență. I-a perturbat și întreaga viață. Da, nu te poți duce într-o tabără, nu mergi într-o excursie. Plus că este... Sau să mergi să dormi la un coleg, nu? Nu se pune problema, plus că este un mare secret, o mare rușine, așa o percepe copilul. Un lucru care nu se spune în familie decât celor apropiați și trenează așa în de zile și nimeni, deși scrie prin și toate cărți. Și se tratează repede, apropo, că se să știe cei care bara 2, 3, 4 luni, depinde tot așa, da, cu cât încep lucrurile mai devreme, cu atât este mai ușor, cu cât le lasă tărăgăneze, cu atât este mai greu apropo, de tratat. Apropo, și asta e o problemă, să știți, e la cei mici. E o mare problemă. Mulți zic că trebuie să-l pui pe oală, pe bebic, la 6 luni. Nu. Că nici Doamne, măcar ferește nu că nici n-are mușchii paravertebrali consolidați. Alții la 8, alții, mă rog... Nu, în jur de 2 ani jumate trebuie să se instaleze controlul, reflexele. Acum, dacă copilul este... Cu plus și minus de rigoare, absolut, da. Plus minus câteva luni. Dar nu te pui să pui copilul de 6 luni pe oliță, Doamne ferește, că îi... strici, îi se deformează coloana. Iarăși foarte multe mămici îi stresează. Mm-hmm. Hai să facem acum sau hai să... Asta este partea frumoasă. Eu am auzit că îi bat cu mătura aprinsă la funduleț, îi scoală noaptea și deci mi se întâmplă asta. Și eu mi-aduc aminte din copilăria mea că am auzit și mi s-a părut traumatizant. Nu mi se întâmpla mie. Dar este o traumă. Copilul se teme foarte tare. Le învățăm noi să se teamă de foc. Mă gândeam acum și mă amuzeam că de asta poate m-ați văzut că râd, că Matei al meu spune tot timpul când face o prostioară, n-ale nimic. Deci e... n-ale nimic. Păi da. Asta înseamnă că, așa îi spuneți, când... Se treacă peste, adică până la urmă problemă, orice da. Problemă are o soluție. Da. Și 3 variante ajutătoare. Da, așa este. Da. Vă întrebam puțin mai devreme dacă numărul copiilor care se adresează unui medic cu specializarea dumneavoastră a crescut, are tendințe de creștere sau descreștere aici în Gorj, că până la urmă ne referim la județul nostru. N-aș putea să spun că în sau e constantă? Nu, este constant. Unii intră în tratament, alții ies. Care e cea mai vulnerabilă vârstă? Că poate mi-o uite cea mai vulnerabilă, mi se pare,
cea de clasa 1, 6, 7, grupa 0, clasa 1, atunci, până atunci îi protejăm. E eficace clasa 0? Ce ziceți? Nu știu. Vom vedea. Eu am fost foarte supărată când am auzit că o să-i trimită pe copii de la 6 ani la școală, nu mai știu cu câți ani în urmă, dar nu știu, mi se părea că este imposibil să trimiți un copil când știam că nepotul meu la 10 ani vrea să se joace. Era deja la școală și se dusese de 7 ani. La 6 ani duci să... Sau clasa doua fac fracție, ți-au auzit? Am auzit că programa școlară este din stufoasă, ce... Stufoasă, da. Nu că stufoasă este aberantă. Deci stufoasă este un cuvânt drăguț. Și mi-a spus un cadru didactic, eu nu m-am uitat pe manualele lor, dar îi văd pe copii din ce în ce mai stresați. De pe la jumătatea din al doilea semestru sunt foarte stresați, sunt foarte multe teme, nu pot să le cuprindă, nu au timpul fizic necesar, da. Și nu mai au timp să se joace și spuneam că ei la 6 ani vor să se joace, nu vor să-i învățăm noi fracții. Da. Faceți și terapie de cuplu cu copil sau în niciun caz nu puteți să tratați un întreg? Exact cum ne spuneați puțin mai devreme, ați ajuns să îl educați așa mental pe copil cât să facă față stresului adulților, dar în particular cu părinții încercați să-i faceți să se schimbe sau să conștientizeze că, iată, faptele lor au dus la îmbolnăvirea copilului. Da, trebuie să fii foarte precaut în ceea ce faci, pentru că culpabilizarea părintelui nu duce la nimic bun. Eventual, ca și lui stima de sine și mi-ai aduce un stres în plus. Aici ar fi foarte bun psiholog. Aici este rolul lui. Normal, părinții care sunt interesați și te întreabă ei unde am greșit sau ce ar trebui să fac să fie bine, poți să-i spui ce materiale să citească, să-i dai un... Sfaturile este bine să le ținem pentru fiecare, dar să-l ajut să descopere singur cam ce ar trebui să facă să fie bine pentru copil. Rolul psihologului ar fi foarte important. Există foarte multe metode de identificare prin desen, prin povești, prin jocuri cu copilul și aici timpul este în favoarea psihologului. Poate să identifice mai bine decât specialistul care trebuie să trateze să pună diagnosticul, are un timp limitat, sunt mulți pacienți care vin și cer ajutor și atunci e bine să lași lucrurile sau există studii postuniversitare care te învață să faci aceste lucruri. Trebuie să ai o răbdare, să ai mai multe calități pentru ei. Eu recunosc că nu le am și atunci nu fac terapia de familie. Terapia de familie o las în grija psihologului. Nu am vorbit deloc în această emisiune de ADHD, de copii hiperagitați. E proaspăt că tocmai am avut azi dimineață un copil simpatic, foarte simpatic cu ADHD, dar foarte greu am putut să mă concentrez să-i scriu o rețetă, pentru că era într-o continuă mișcare și tot timpul întreba și tot timpul făcea ceva și nu știam să mă uit la ce îi făceam lui, să mă uit după el, să nu se lovească, să nu vrea neapărat pe calculator, să nu ștergă ceva din program. Dar îi integrăm în această societate? Merg la aceeași grădiniță, la aceeași școală? Ce facem? Cum îi depistăm? Cum îi vedem în societate? Cum știm că ei sunt așa și noi? Automat trebuie să ne pliem pe acel calapod. Acest diagnostic de ADHD este foarte controversat din punctul unora de vedere al teoreticienilor. Că exagerăm noi ca specialiști, că îi facem pe toți bolnavi, că îi îndopăm cu medicamente. Cei sceptici vis-a-vis de acest diagnostic și necesitatea tratamentului ar trebui să ia o zi acasă un copil cu ADHD și atunci cu siguranță ar înțelege. Sau să-l chemați la cabinet la o cafea în timpul unei analize. Nu este suficient. Nu e suficient pentru că cei care sunt obișnuiți deja cu cabinetul nu mai au niciun stres. Știu că sunt liberi să se miște pe acolo, să dea drumul la televizor, să facă ei ce vor.
Dar cei care vin pentru prima dată, nici nu ai zice că poți să le pui diagnosticul dacă nu facem chestionarul și părinții nu sunt sleiți de puteri când povestesc ce li se întâmplă, pentru că le e frică. Merg la doctor și tot amenință, lasă că te duc eu la psihiatru, eu sunt bau-bau. Da, până ajung la mine, și da? Lasă că te duc eu la nebunii, așa îi spun copilului, și să vezi ce ți se întâmplă, să vezi ce o să-ți facă. E bine, iarăși o greșeală mașină. Da, și la prima, primele consulturi, primul, al doilea, al treilea, până vede el că nu-i taie nimeni capul, este foarte cu minte. E inhibat, deci, jur da. Că nu este cu patologia respectivă. După aceea lucrurile Dar de la schimbă. Ce vârstă trebuie adus? Sau? Când îți dai seama? Tot așa. Ce spun cărțile, ce spune realitatea. Tratamentul specific ADHD este de la 6 ani. Se întâmplă ca ADHD-ul să se vadă de la câteva luni, dar nu poți să-i spui ADHD, pentru că orice copil este agitat, are colici, îl doare, nu înțelege ce-i cu el pe lumea asta, trece printr-o o serie de situații care îl deranjează și atunci reacționează cu plâns, cu... Bine că ei sunt așa de plin de energie, de ți-e și greu să-i diferențiezi, că nu stau locului o clipă, da. Și te doboară pur și simplu cu exuberanța lor. Când pleacă în picioare, toți copiii tot așa sunt plini de energie și vor să exploreze, ceea ce este și foarte bine, că explorând, atingând, văzând, se dezvoltă, sigur că da, întrebându-ne pe noi de 1000 de ori și da, de ce? De ce, da, sigur știu, că știu. Da. E, acest de ce și această cicăleală se traduce la un moment dat în achiziția lor. Dar te și mulțumește apoi. Da, că și vezi că știe lucruri pe care chiar poate te întreb, dar când i-am spus eu asta? Și vă spun că mie mi s-a întâmplat să plecăm de la țară cu ce e asta și să ajungem, nu știu, la jumătatea drumului, nu avea... Deci conotația se pierduse a discuției. Uh-huh. Plecasem de la un anumit lucru și pe parcurs ajunsesem la, la filozofie. La filozofie, da. Da, asta spuneam, că ADHD-ul este o problemă, trebuie tratat. De la... Cred că de pe la 5 ani nu mai rezistă părinții, că 5 ani de agitație le sunt suficienți, și atunci se adresează și se găsește o soluție terapeutică pentru orice problemă. Ideea este să te adaptezi foarte bine la vârstă, la greutate și la ceea ce vor părinții să le dea, că iar avem o problemă cu nu dăm medicamente la copii pentru că se întâmplă nu știu ce, e mult mai trist să dea mașina peste el în agitație decât sau să recurgă la alte metode mai târziu să îți pierzi copilul. Am avut copil care a sărit pe geam în agitație sau se urcă la înălțime și cad, că asta e, cățăratul, alergatul fără să fie atenți, acel ADHD e deficitul mare de atenție cu hiperactivitate, deci ei întâi acționează și apoi observă. Normal că întâi trece strada și după aceea vede mașina sau ceva de genul, e un pericol foarte mare. Spuneți-mi dacă, așa, ca și părinți, trebuie să te adresezi unui medic psihiatru chiar și în primul an de viață. Pentru că, așa cum spuneați, ADHD-ul se vede și din primele luni și mai am o întrebare. Oare la adulții de astăzi, nu se știe atunci de ADHD, dar adulții de astăzi, este posibil să fie pasibil de o asemenea boală? Da, sigur, păi la 18 ani copilul nu se vindecă spontan. Nu, dar sunt persoane de 40 de ani acum care au... Sunt persoane și de 60 și de 100 de ani care au ADHD, pentru că ADHD-ul este o tulburare moștenită genetic. Unul dintre despre care s-a vorbit foarte puțin, sau mă rog, se știe de vreo 5-6 ani încoace, așa. Da, și chiar s-a extins tratamentul de la copii, s-a extins și la adulți. Unul dintre medicamente a fost aprobat să se dea la adulți. Cei care sunt ADHD adulți se concentrează greu. Am descoperit... Nu, atenția e distributivă. Nu, atenția distributivă. Când am venit eu, am descoperit printre copiii retardați, cu întârziere mentală ușoară sau medie, foarte mulți copii cu deficit atențional și ei de asta
aveau o întârziere pentru că nu se puteau concentra și rămâneau tot timpul în urmă. Dacă copilul cu predominant hiperkinetic este un dezastru pentru clasa exact, ce de faci la cu școală el? În care merge, el e cu intelect normal și chiar uneori sunt foarte isteți, n-ai ce să cauți că e în școala ajutătoare. Este o nebunie ceea ce se întâmplă, că părinții încep să facă o campanie împotriva unui copil de acest fel. Nu se gândește nimeni să îndrume către specialist și să-l ajute, ci toată lumea vrea să-l excludă din colectivitatea respectivă. Și unde să-l mute? În altă colectivitate unde va crea și mental peste capacitatea medie, deci nici măcar mediocru. Unii sunt foarte, foarte buni. Unii sunt foarte isteți, cum le merg picioarele, le explică la părinți. La părinți le merge și mintea, cu tot felul de lucruri care te surprind. Și atunci n-ai ce să-l duci cu întârziații la școala specială, unde ce va face? Îl involuiesc și mai mult decât ar fi da, cazul. Da, puțin probabil, dar unde îi va atrage? Îi va atrage și pe ceilalți, că el are abilități de lider. Va atrage în tot felul de prostioare și atunci va destabiliza cu totul cei de acolo, fiind mult mai naiv, mai infantil, îi poate manipula foarte bine. Am vorbit foarte puțin despre violență, nu mai avem foarte mult din această emisiune și violența... haideți să ne referim puțin și la acest aspect, pentru că, așa cum spuneam, este violență în școli, este violență în familie, este violență în societate și până la urmă de ce se ajunge aici, adică de ce trebuie să dai cu pumnul și e mai ușor decât să vii cu un argument. Tot așa, cărțile spun că violența este o problemă a agresorului, nu a victimei. Aud de multe ori, l-am bătut pe X pentru că m-a enervat. Deci nu e problema lui X că te-a enervat, ci e problema ta că nu ai autocontrol. Adică ce facem dacă ne enervează cineva, ce facem, sărim să-l omorâm? Am înțeles că poliția deja are o evidență a tuturor tinerilor din școli care sunt cât de cât agresivi, pentru că s-a mărit crunt agresivitatea în școli. Tocmai de aia s-au pus și bază și știți că s-a trecut prin tot felul de situații da. Pentru a proteja copilul atunci când îl duci și sunt atâția care cer taxe de protecție, că doar trăim în România, trebuie să le spunem astea. Și nu numai în România, am văzut și în filmele americane și în filmele din Europa, tot așa se întâmplă. Dar cum o stope? Sau dumneavoastră ca și medic, care ar fi un fenomen soluția? Care scapă de sub control, tot așa de mic copilul trebuie să nu fie expus la un mediu violent, pentru că învață prin imitație, așa cum spuneam. Foarte puțini sunt cei care discern de mici că ei nu vor face așa și nu știu dacă ați observat că spunem, eu nu o să fac asta niciodată și ne trezim peste ani că același lucru pe care ne-am promis că nu o să-l facem. Ești tentat să-l faci și tu. Și chiar îl facem. Nu este o încălcare a promisiunii, este un mod care se imprimă în ca un gest reflex. Ca un gest reflex în comportamentul nostru și pe care nu putem să-l avem sub control atunci când am vrea să-l controlăm. Deci acest impact al mediului asupra copilului se manifestă tot restul vieții. Bun, dacă nu putem da nici sfaturi și poate nici multe soluții unui adult, că e greu, nu mai poți face decât prin terapie, psihologul, psihiatru. Totuși, cred că la grupa mică, la copii, la de când se nasc ei și până ajung la școală, poate merge să venim cu o informație care să-l ajute și pe el și pe părinte să nu treacă prin acest aspect. Păi, în primul rând, nu trebuie să-i batem pe copii. Sub nicio formă. Nici măcar să-i amenințăm, că tot auzi, am să te bat, am să te bat, păi vreau să te bat aici, pentru asta. Nu știu câți, cred că, nu mai știu pe unde mi-am notat, dar foarte mulți dintre români, 1 pe 2, scrizează-mi eu, de jumătate din ei, consideră că violența fizică în familie este ceva normal. Da. Deci în România, atunci, pentru că, jumătate na, dintre cred că copiii fiecare a mai luat la palmă la școală, m-a mai tras mama de păr că nu mi-am făcut tema da, până la ora la care trebuia să fie. Și asta cu neluatul la palmă la școală. Știu că pe noi în liceu ne amuza chestia asta cu încasatul la palmă, dar când ești mic nu prea e amuzant. E tot așa o formă de agresiune
și sperie copilul. Da, cu dosul la colț, pentru că asta iarăși se făcea în cămine, în grădinițe, eu țin minte și vorbesc acum de da, ceea ce se făcea pe vremea mea. Acum, psihologia chiar nu știu. Acceptă ca time-out. Știu că fiecare grădință are un psiholog acum. Da, momentul când pedepsim copilul punându-l la colț, ar fi bine să, scade respectul de sine să nu fie în fața clasei. Da, sau acasă, măcar nu. Acasă, da. Da, nu, nu știu, eu nu sunt de acord cu cum să stea în genunchi sau la colț. Sau... Nu în genunchi, sub nicio formă, dar când este cazul, când copilul depășește măsura, atunci se duce într-un așa zis spațiu de pedapsă, într-un loc unde este lăsat să se calmeze și să știe că a făcut ceva greșit. Merge să iei ceea ce îi place cel mai mult, dacă și asta, vrea afară să nu-l lași da, dar o oră, două sau în ziua tot respectivă. Așa, depinde. Partea cu pedapsa. Cu pedapsa, ne referim la vârstă mică, ei încep să șantajeze cam de când pleacă în picioare. Și trebuie să existe un control. De bătut nu-l batem, de strigat la el nu strigăm că nu trebuie. De amenințat cu babau, cu bătaie, cu ce vreți dumneavoastră, iar nu este bine, da. Îl lăsăm mâine pe mine, dăm cap. Și atunci trebuie să fim foarte fermi și foarte hotărâți cu copilul. Dacă ne tragem de șireturi, ne va manipula foarte tare încă de la vârstă mică. Dacă el știe că eu, părintele, sunt șeful, sunt și prietenul lui, dar eu sunt autoritatea, atunci nu-și permite să încerce de foarte multe ori dacă a fost corectat. Adică, exemplu concret care se întâmplă oricărei familii. Merge copilul în magazin și nu îi se cumpără tot magazinul și atunci se pune în mijlocul lui și se dă cu fundul de pământ și așa mai departe. Aici pedapsa este nu mai mergi la cumpărături până nu te calmezi. Și mergem după supernenii din aproape în aproape până reușim să ne ducem cu copilul la cumpărături. Acum nu ne izolăm nici de lume, nu-l izolăm nici pe el, dar îl desensibilizăm. Că mergem, uite, astăzi mergem până aproape de magazin, ne întoarcem acasă pentru că tu mi-ai făcut data trecută, m-ai făcut de rușine. Mai mergem în ziua următoare până copilul vom putea să ne ducem... Am zis odată băiatului meu că mă face de rușine și mă simt vinovată, cred că până când mor. Mi s-a părut că s-a uitat așa în ochii mei și nu numai că nu i-a picat bine, dar și pe mine m-a durut așa în suflet. Și am zis că niciodată nu o să mai, să mai spun asta. Da, nu știu dacă mai avem timp ceva. Mai avem două minute. Două minute. Încheiem foarte amuzant cu ce m-a amuzat pe mine foarte tare vis-a-vis de această situație. O mămică cu un copil trecea în fiecare zi prin fața, și nu e banc, prin fața unui magazin și copilul vedea o mașinuță. Era pe vremea comunismului când mașinuțele erau greu accesibile. Greu accesibile, da. Sigur că da. Și spune, nu avem bani să o cumpărăm. Și tot așa că era în drumul lor magazinul și a durat ceva vreme, nu mai știu cât, dar la un moment dat copilul n-a mai răbdat și în fața vitrinei a început să țipe, suntem săraci, suntem săraci, suntem săraci. Deci aia a înțeles el din explicația că nu avem bani să ne cumpărăm acea mașinuță. Recompensa este o soluție? Da, recompensa acțiunilor pozitive. Acțiunile pozitive le recompensăm cu ce știm că îi place copilului, acțiunile pe care vrem să le, nu vrem să le tolerăm, le sancționăm prin punerea la colț, cum spuneam, prin într-un spațiu unde îl ducem pe copil și din care nu trebuie să iasă, prin faptul că nu-l mai luăm la cumpărături, când este mai mare, că îi luăm obiectele plăcerii, gen telefon, calculator și așa mai departe, tabletă. Mai bine să îi le dăm cât mai târziu, așa. Da, iar este idealul, dar ei deja se nasc cu ochii. Chiar am văzut un clip pe Facebook mai devreme, foarte interesant. Ei se nasc cu asta și dacă asta îi doare foarte tare, asta e la ei. Asta e la ei. Bine, nu pe timp nelimitat, trebuie să existe un timp, că după aceea își pierde interesul. Iată, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc că mereu când v-am alături ca invitată avem și discuții interesante și cred eu că pentru fiecare familie, că fiecare are un copil sau o manifestare de asta sub domeniul stresului. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii și cu alte informații. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune! Visionare plăcută! La revedere! La revedere.